Dacă în urmă cu ceva timp un președinte glumeț ne avertiza că iarna nu-i ca vara, ultimii ani par să ne transmită că și primăverile s-au schimbat în mod radical. În locul unei încălziri gradoare și a unor precipitații benefice, avem de-a face din ce în ce mai des cu alternanțe brutale de temperaturi și fenomene meteo extreme ce se întind uneori chiar și până la începutul lunii mai. Deși pescuitul implică întotdeauna o doză de necunoscut, instabilitatea meteorologică întotdeauna amplifică insecuritățile și întrebările. În acest episod, echipa Carp Theory pescuiește pe lacul Hermes Periș la începutul lunii martie și se confruntă cu temperaturi negative, perioade de lapoviță și instabilitate termică pronunțată. Așadar, vom discuta despre elementele principale ale pescuitului la început de sezon, pe un lac nou, bineînțeles, în căutarea crapilor. La prima vedere, misiunea noastră pe standul 6 era așadar simplă. Pescuit plantat în apropierea marului de vis-a-vis, unde aveam apă mică, ținta predilectă în pescuitul de primăvară. Mai mult chiar, malul opus oferea nu doar adâncimile mici prielnice pescuitului de primăvară, ci și resurse de hrană și, prin prisma distanței considerabile, un refugiu pentru crapi din calea presiunii pescarilor. Lacul Hermes Periș este un carpodrom foarte aglomerat, așa că eram convinși că peștii învățaseră în timp să se refugieze cât mai departe. Totuși, ecuația localizării nu era atât de simplă. În primul rând, primeam cu regularitate informația că mulți pești mari se prind la distanțe foarte mici, de 30-40 de metri. Întrucât era prima noastră partidă pe Hermes Periș, nu puteam neglija acest numitor comun al informațiilor adunate. Argumentul era solid și îl mai întâlniserăm recent la o partidă pe lacul Varlam. Vigilenți prin natura lor, crapii mari învățaseră cu siguranță că nici malul opus nu oferea deplină siguranță, întrucât putea fi abordat prin pescuitul plantat. Pescuitul în apropierea propriului mal era însă mult mai rar, majoritatea pescarilor fiind seduși de tentația pescuitului la distanță. Totuși, dacă la Varlam puteam cartografia cu sonarul structurile variate din apropierea marului nostru, în cazul de față puteam cel mai mult sonda cu plumbul și aveam de-a face cu un substrat mult mai uniform. Așadar, nu era deloc evident ce presupune un pescuit aproape. Singura soluție părea să fie trial and error. În al doilea rând, localizarea peștilor mari era îngreunată și de o populare recentă cu o serie de ciortani nestatornici. Recent introduși în lac, crapii de 1 sau 2 kg încă nu-și definitivaseră trasele, ceea ce înseamnă că niciun loc nu era complet ferit de asaltul lor. Yeah.
convențional, lacurile bine populate se pretează unui pat de nadă consistent, capabil să țină preocupați un număr mare de pești. De asemenea, patul de nadă se pretează și unei strategii comune de selecție prin prezentarea uneia sau mai multor monturi la distanță sau chiar pe margini. Există însă un inconvenient major, temperaturile scăzute. Deși experiența de aflare a popeștiului ne arătase că nădirile consistente pot funcționa pe un carpodrom chiar și la temperaturi scăzute, situația era destul de diferită. Hermes Periș este un lac de dimensiuni mult mai mari și cu rezerve de hrană consistente. Ca atare, nu puteam considera automat că și în acest lac, și în acest caz, competiția pentru hrană va forța crapii să caute paturile de nadă. Având în vedere aceste incertitudini, soluția devenea așadar pescuitul pe farfurii de nadă. Avantajele erau multiple. Nu riscam supranădirea, în cazul în care peștii nu erau dispuși să se hrănească. Nu riscam să adunăm foarte mulți ciortani și puteam pescui flexibil până reușeam să înțelegem pattern-ul de hrănire al peștilor. Întrucât o farfurie nu atrage atenția ciortanilor, ea poate fi customizată și pentru a ajuta la capturarea peștilor mari, pentru care este cunoscut lacul Hermes Periș. Cum am abordat acest pescuit? Cu o nădire combinată. În primul rând, am apelat la bătrânul XXL, un boiles cu acțiune și cu valoare nutritivă ridicată și implicit cu acțiune pe termen lung, combinat cu noile CPK Old School, un boiles cu o structură foarte aerisită și ca atare cu acțiune rapidă. Din această îmbinare, încercam să distingem cât mai repede putem noi modul în care peștii se hrănesc, pentru ca, în timpul unei partide întinsă pe 4 zile, să reușim să ne construim suficiente informații, astfel încât să ajungem și la peștii mari pe care ni-i doream, bineînțeles. Deloc surprinzător, trăsăturile nu au întârziat să apară, însă au constat într-o serie de ciortani. Numărul lor ridicat părea că ne va pune destule probleme în a ajunge la crapii vechi ai lacului. Dacă lanseta din apropiere era un pic mai ferită, cele trei lansete din malul opus păreau aproape victime sigure. Imaginea primelor 36 de ore nu părea deloc promițătoare. Deși prezența trăsăturilor ne indica alegerea bună a locurilor, ritmul și natura lor nu le dădeau speranțe mari în căutarea trofeelor. Văzuserăm însă acest pattern de mai multe ori și înțelegeam că totul se putea schimba din mers. Pe Rainbow îi se spune joia crapilor mari. Popular, se spune că peștii mari vin de obicei către finalul partidei, când frenezia ciortanilor a trecut. Pentru a grăbi puțin procesul, am renunțat complet la prudență. Riguri de selecție, nădire masivă și boilusuri mari și foarte mari. Unul sau mai multe elemente ale schimbării au dat rezultat. La câteva ore după ce am schimbat strategia, am avut prima trăsătură cu un pește de peste 20 de kg. Partida din martie ne confirmă mesajul pe care l-am văzut și în alte partide, pe care îl știam și din informațiile adunate în pregătirea partidelor noastre și pe care implicit vrem să-l dăm și noi mai departe. Adaptabilitatea, flexibilitatea și înțelegerea contextului sunt armele principale ale pescarului modern. În mod special la temperaturi scăzute, atunci când peștii se comportă, aș spune chiar haotic, trebuie să știm să înțelegem ceea ce se întâmplă. Peștii mari nu sunt de neatins, însă sunt mari pentru un motiv. Ca atare, pentru a ajunge la ei, trebuie întotdeauna să înțelegem scenariul de pescuit în fața căruia ne aflăm. Irântiți!